Astăzi au început probele examenului național de bacalaureat din sesiunea august 2016, la care s-au înscris peste 40.000 de absolvenți. Sesiunea de examene va debuta cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În prima săptămână de desfășurare a examenului se vor verifica competențele lingvistice de comunicare orală, dar și competențele digitale. Pe de altă parte, proba scrisă la limba și literatura română va avea loc în data de 22 august, proba obligatorie a profilului în data de 23 august, iar proba la alegerea profilului se va desfășura pe data de 24 august. Mai mult, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, aproape 1000 de polițiști acționează suplimentar pentru desfășurarea în condiții de liniște și siguranța examenului. În urma primei sesiuni a examenului de bacalaureat din anul 2016, au promovat 68,1% dintre absolvenți, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, după soluționarea contestațiilor.